Fumatul interzis în baruri și cluburi? O glumă bună! După aproape 3 ani de la implementarea legii antifumat, în clubul Genis din Cluj-Napoca se fumează la greu. NCN a intrat în posesia unor imagini video în care mai mulți tineri sunt surprinși cum fumau nonșalant în clubul clujan. Ce spune conducerea Genis despre ceea ce se întâmplă în propria ogradă? Clubul Genis își îndeplinește toate obligațiile prevăzute de lege, printre care nu se numără și acelea de a sancționa în vreun fel cetățenii care aleg să încalce legea și nici măcar obligația de a efectua acte de delațiune, anunțând poliția, nefiind o infracțiune. Cum ar fi consumul de droguri adevărate, un fenomen mai puțin important și grav pentru oamenii de bine care fac filmări prin cluburi. Clubul Genis, ca orice alt local, de fapt, nu are menirea de a face educație civică cetățenilor responsabili și majori și nici puterea legală sau fizică de a lua măsuri coercitive împotriva celor care consideră, să zicem, că o lege adoptată de un parlament de penali nu trebuie respectată, a transmis conducerea clubului Genis. Ați înțeles bine? Deci patronii Genis speculează niște scăpări ale legii antifumat și acreditează ideea că o lege adoptată de un parlament, așa zis de penali, ar putea fi oricând încălcată. Dar să sesizați poliția locală când vedeți că fumează clienții în club, v-ați gândit, domnilor de la Genis? Așa măcar din considerente morale, dacă cele legale sunt discutabile. NCN a cerut un punct de vedere și poliției locale a municipiului Cluj-Napoca, cea care este chemată să aplice sancțiuni în asemenea cazuri. Polițiștii locali s-au prevalat de prevederea cu cererea oficială și primirea răspunsului în maxim 30 de zile, dar NCN va reveni cu precizări pe acest subiect când va primi răspunsul. De la începutul anului 2016, fumatul este interzis în toate spațiile publice închise, în spațiile închise de la locul de muncă și în locurile de joacă pentru copii.